Descoperire macabră în sectorul Ciocan al capitalei. Trei tineri, doi frați și un prieten de-al lor, care au fost dați dispăruți anul trecut, au fost găsiți morți într-un lac. Cadavrele au fost scoase din apă de scafandri, iar poliția exclude deocamdată versiunea unui omor în acest caz. Tinerii au dispărut de acasă în luna decembrie, după ce ar fi plecat la o petrecere. Alarma a fost dată în jurul orei 15. Paznicii de la o zonă de odihnă din apropierea străzii Milescu Spătaru au observat cele trei cadavre plutind pe apă și au anunțat imediat poliția. La fața locului au ajuns și angajații de la situații excepționale. La fața locului s-a îndreptat o echipă de scafandrieri din cadrul detașamentului căutare salvare numărul 1. O echipă din 6 persoane care au efectuat lucrările de recuperare a celor 3 cadavre. Operațiunea propriu-zisă a durat circa 50 de minute. Poliția a confirmat că este vorba despre 3 tineri din capitală care au fost dați dispăruți anul trecut. 3 persoane care au dispărut la data de 13 decembrie de teritoriul sectorului Ciocan. Care e versiunea oamenilor, lege? Vorba de omor? Cum au ajuns? Nu, la momentul de față exclud versiunea de omor. Atunci cum au ajuns ei aici? Care sunt? Examinăm care a fost posibilitatea, au dus, probabil, au venit singuri încoace, însă careva la examinare exterioară de către medic legist, careva de zi încorporare nu au fost depistate. Asupra lor au fost depistate toate bunurilor personale. Tinerii care au fost găsiți înnecați aveau 23, 25 și respectiv 26 de ani.